Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Nu întâmplător am început emisiunea de astăzi cu o piesă dedicată părinților, asta pentru că invitata noastră de astăzi, Valentina, e sărbătorită la Familia Favorit pentru tot ceea ce realizează ea pe plan artistic, în profesia ei, în cântecul ei popular moldovenesc și, nu întâmplător, cred că pentru generația tânără de soliști, o generație extraordinar de talentată, aș putea spune. Dacă nu se prea întâmplă asta în lumea muzicii ușoare, eu cred că în muzica populară există tineri foarte talentați care ne vor reprezenta mai târziu zonele de țară și cred că pentru toți acești tineri, invitata pe care o sărbătorim astăzi poate fi un părinte special atunci când vorbim de muzica populară. Paul, cu siguranță va fi o ediție specială, eu o pot să numesc. Este mare lucru să ai posibilitatea să sărbătorești o artistă atât de mare cum este, să le spun telespectatorilor noștri, tu ce zici? Le spunem, Mioara Velicu, prietena noastră, prietena ta, prietena telespectatorilor noștri. Înainte să o vedem pe Mioara în platoul emisiunii Familia Favorită, aici la Favorit TV, aș vrea să invit în scenă o tânără generație care s-a format sub îndrumarea marilor oameni de televiziune, de la Elize Stan până la Marioara Murărescu, dar și sub îndrumarea și povețele și cuvintele atât de speciale ale Mioarei Velicu. Așa că să-i aplaudăm pe Andreea Haisan, care va intra, bine ai venit, Oana Tomoioagă, Georgiana Onuți, Paula Nanie, Alexandru Brădățan. Ei sunt tinerii noștri voinici. Bine v-am găsit. Îmi face mare plăcere că ești aici, draga mea. Asemenea, este o mare bucurie să vă reîntâlnesc și să fim într-o formulă atât de frumoasă și prietenoasă. Lungă-i drumul până în Maramureș. Da, fain, ce faci frumoasă? Bună ziua, bine v-am găsit. Vreau să vă mulțumesc de invitație pentru că am ocazia să mă aflu aici lângă artiști atât de mari și de renumiți. Mă bucur pentru că sărbătorim împreună o zi a cuiva pe care o iubim foarte mult, mai exact doamna Mioara Velicu. Îți mulțumesc frumos! Vezi că e și vorbăreață! Bine ai venit, Alexandru! Bine v-am găsit. Să fiți sănătoși, dragilor! Cred că fiecare are un cuvânt frumos de spus despre Mioara Velicu, mai ales că cu toții, nu numai voi și eu, avem atâtea de învățat de la această mare artistă. Eu zic așa, că o să vorbiți despre ea, o să aveți timp să-i cântăm un la mulți ani și să o invităm în platou pe nimeni alta decât pe Mioara Velicu! La mulți ani, Mioara Velicu, dragi prieteni, invitata noastră specială de azi, care va avea foarte multe surprize pe parcursul emisiunii noastre. Aș vrea, dragilor, să luați loc acolo pe scaunele superbe realizate de mobila Ardudana și familia Păcurarilor. Trebuie să le mulțumim pentru că ne-au pus la dispoziție acest mobilier superb, Mioara Velicu. Câți ani de activitate are Mioara Velicu? 57. La mulți ani! Și cum se simte Mioara Velicu la cei 57 de ani de activitate profesională? Ca la 18. Ai început deja cu glumele. Mă simt extraordinar de bine pentru că sunt sănătoasă, pentru că am oameni dragi în jurul meu, pentru că am o familie frumoasă și de fiecare dată respect publicul care m-a făcut ceea ce sunt la ora actuală. Mioara, vreau să-ți mulțumesc atât eu cât și Paul pentru faptul că avem pentru a doua oară posibilitatea să te sărbătorim. Dacă îți mai amintești, am mai sărbătorit odată și a fost invitată doamna Marina Voica. Exact, da, mulțumesc frumos. Voi sunteți, tu, Paul, și cu tine, Valentina, sunteți, am spus-o de fiecare dată,
niciodată oamenii care vă aduceți aminte de ziua celor care nu-i mai amintește nimeni. Și îți mulțumim, Paul, pentru că tu ești un băiat tânăr, nu prea cânți așa de frumos, dar... Mioara, vreau spuneam, să știi. Pune scuze, vă spuneam în culise, vorbeam că Doamne, cât de frumos cântă. Doamne, de fiecare dată aduce ceva nou publicului. De asta ești mare. Vorba lui Garageale, nu mă mai lăuda că să închid eu urla. Mioara, te rog frumos. Dar vreau să-mi cânți. Dar nu-ți place buchetul, Paul? Să-mi cânți. Cine a făcut, realizat buchetul? Băiatul cu flori. Am zis să fie cu puțin mov. Da, băiatul cu flori? Da. Și vreau Mioara, să-i mulțumesc, Doamne, cânți Carmen o piesă, după care am o surpriză pentru tine, o mare artistă vine să-ți spună la mulți ani. Dar până una alta ne interpretezi. Uite, chiar aici, în mijlocul platoului, Mioara Velicu va dansa alături de un ansamblu pe care noi îl prețuim foarte mult și se cheamă Ansamblu Profesionist Baladele Deltei. A fost înființat în anul 1997, propunându-și și reușind să fie mereu prezent în viața comunității. Trebuie să-i mulțumim din suflet domnului Ștefan Coman, coregrafului și managerului acestui ansamblu special. Sunt tineri foarte talentați care vin de la Tulcea, din zona Dobrogei. Au dansat peste tot în lumea mare, în Turcia, Franța, Serbia, Ucraina, Macedonia, Bulgaria, Olanda, dar și la frații noștri basarabeni în Republica Moldova. Vreau să vă spun că acești dansatori vor fi prezenți pe parcursul emisiunii noastre și vor dansa alături de toți interpreții care vor cânta pentru dumneavoastră.
pentru că de fiecare dată trebuie să aduc noutăți, pentru că eu mai am mult de trăit. Doamnelor, domnilor, Mioara Velicu e sărbătorita emisiunii noastre de astăzi pentru anii frumoși de carieră și, de ce nu, pentru vârsta ei respectabilă, că nu-și dă ani niciodată, să știți. Dar pot să-i spun. Poți să-i spui? Da. Anul, pe 19, o să împlinesc 76 de ani. O, superb arată la vârsta ei Mioara Velicu. Draga mea, astăzi o să facem niște surprize. Tinerii îți vor cânta. Am pentru tine invitată în platou o mare artistă care a venit să spună la mulți ani. Așa că, nu știu, o să-ți dau un indiciu. Vrei? Da, ceva, ceva trebuie. Este o artistă foarte înaltă. Înaltă, adică înaltă. Da? Fizic. Dar oare am eu prieteni așa înalți? Păi nu, dă-mi un indiciu după ce-ți spun. Un indiciu după... E înaltă. Înalt. Cine poate să fie? Elisabeta Turcu e înaltă. Da, e așa mai. Da, e așa mai. Irina Login, care este foarte... Da, 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 e bine, da, dar nu e doamna Irina. Atenție, nu e din muzica populară. Nu e din muzica populară? Nu e din muzica populară. Are rochile mai lungi, așa. Nu umblă cu fuste mini. Are rochii mai lungi. Doamne... Să nu, cumva, are 50 de ani de carieră, 50 de ani de carieră. Păi ar fi cea mai mare surpriză minunată pentru mine să o văd pe prietena cine mea dragă. Mirabela Dauer. Dar nu e înaltă. Dar e înaltă? Ce mai dai zis că e mai mică, poartă nu, am spus că e foarte înaltă. Înaltă? Da. Păi de-o fi crescut de când vedem filmele astea. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră și Mioara Velicu, Mirabela Dauer! Mirabela Dauer! Ha! Te invit aici lângă noi, Mirabela. Superbă ținută, te rog frumos să ne spui cine ți-a creat această vestimentație. Se știe cine. Da? Aceeași Liza Panait. Oh, bravo, felicitări Lizei. Mioara, cred că nu trebuia să lipsească Mirabela la sărbătoarea ta. Mirabela, care știi că te iubește, e alături de tine mereu și tu alături de ea. Spune-mi așa câteva cuvinte. Ne uni pandemia mai mult. Pandemia v-a unit, da. Günaydın. Și serialele turcești. Păi da. Despre asta vorbeam acum. Da? Salam aleikum. Iacșamar, atâta știm. Bună dimineața, bună ziua și bună seara. Deci până la urmă cine? Kemal sau Emi? Eu sunt cu Kemal. Ea așa. Este nehotărâtă. Nehotărâtă, da. Tânără și neliniștită. Era, am și o curiozitate. Cum ați petrecut vara asta? Cum am petrecut vara? Ați fost pe litoralul Mării Negre? Am fost, dar n-am fost cu Mioara, că Mioara s-a dus la moșie. Eu am aici un plic cu niște fotografii. Așa. Dacă nu-ți vara plac... Vara este, cred că, vara... Ia, pentru tine, Mioara. Ia să vedem. Dacă nu-ți plac, nu le arătăm la cameră. Este ziua ta și trebuie să te protejăm. Ia. Ah, da! De la Günaydın. Păi povestiți-mi, că nu știu. Anul trecut am fost noi în vacanță. Am fost în vacanță. În Side. Da, în Side. Băi, ce frumos a fost. Da? Băi, cum am râs. Băi, ce... Atât am râs. Eu, Mioara... Da. Mioara, te rog să iei microfonul. Da, ia, scuze. Așa, așa mi le dai mie, Valentina, nu? Ți le dau ție. Nu îi le dai lui Mioara. Păi cum vrei dacă tu? La tine, las la aprecierea ta. Îți mulțumesc. Da, te iubesc. Iubesc. Mă las să le arăt la cameră? Bravo. Arată, superbe. Apovestiți-mi, cât ați stat acolo? O săptămână. Șapte zile, 8 nopți, sau invers, da, mă rog. Da. Ne-am dus cu avionul, am venit cu avionul, am avut o vacanță extraordinară de frumoasă, chiar dacă au fost ceva peripeții, dar am trecut peste toate, să știi. Acolo ce? Noi ne-am simțit foarte bine. Noi două suntem, să știi. Nu, de când sunteți așa mai apropiate? De când vă înțelegeți așa mai bine, să zic? Mai bine ne înțelegem, ne-am înțeles dintotdeauna, pentru că respectul pentru ceea ce a făcut și ce face și ce va face Mirabela în continuare, nu poți să ai decât respect și dragoste sinceră. Deci, acum eu trebuia să-i spun un lucru, mai disprețuiește-mă puțin.
Nu, nu vreau, nu vreau, pentru că ești un om minunat, pentru că am avut foarte multe lucruri de învățat de la tine, pentru că nu te-ai lăsat niciodată călcată de nimeni în picioare și repertoriul ți-a fost extraordinar de frumos de fiecare dată. Sau te-ai călcat? Pe e frică de te-ai gura mea. Te-ai lăsat călcată? Nu. Doar dacă eu vreau să calc. Nu. Și ne-a unit tradiționalul. Da. Concertul Andrei. Concertul da, Andrei, care da. E atâtea săptămâni împreună, atâtea turnee da, care le-am un făcut. An și ceva a fost. Un an și ceva au fost... De vis, da. Ne-am înțeles perfect. Auzi, Mirabela, dar ce ar fi să-i propunem lui Paul să facă și el un tradițional? Ei, domnule. Spune-i de particular, ce? Să nu ne audă Măruț. Nu altfel, adică tot un spectacol așa pentru că... Noi anul la anul să treacă pandemia. Să scăpăm. Da. Nu, nu tradițional, să facă ceva fuegomania. Da. Ceva da, așa, bun. Legat de el. Bravo, da. Eu mă chinui de un an să fac pop simfonicul la sala aparatului, l-am reprogramat dragă, de patru. Dragă, știi de ce nu l-ai făcut? Mm. Pentru că ai vrut să fii tu. Adică. Atunci când o să fim și cu noi, oh, atunci o să vrea Dumnezeu să-l faci. Noi puteam pune un cuvânt bun, nu? Păi voi ați spus anul trecut amândouă în concertul meu. Dar nu în simfonic. A, în simfonic. Pentru că noi avem o relație specială cu Domnul, cu Doamne, Doamne, și noi vorbeam cu Doamne, Doamne și spuneam... Dacă Paul ne ia și pe noi în simfonic, măcar ca niște violoncele acolo. Nu știu, viori, așa. Eu contrabas, eu contrabas. Atunci poate să țină concertul. Nu, Doamne, nu se poate să țină fără noi. Deci nu ia minte. Auzi, Mirabela, dacă o să facem pop simfonic, Barcelona cu Freddie Mercury și Monserrat Caballé, vă aduceți aminte, nu? Cine-i Monserrat Caballé? Că noi suntem așa, tu, grasă eu. Monserrat Caballé, dar ce voce Monserrat Caballé. Da, dar eu n-am și nici vocea ei, nici grăsimea ei. Noi nu o să cântăm Barcelona, noi o să cântăm București. Nu, mai bine Chiajna. Chiajna? Sau Cosmopolis. Bun, zi Mirabela, câteva cuvinte despre Miora, despre această ființă atât de frumoasă. E așa, e și pe scenă, și în realitate. Păi de aia este iubită. Înțelegi? Ea nu este... Ea nu joacă teatru. Cum e ea când iese la Cosmopolis, acolo la alimentară, numai că e îmbrăcată ca acasă, așa e și pe scenă, adevărată, e sinceră. O recunoaște lumea. După voce nu mai zic. Că după voce, vocea ei este... Dai cum să nu cunoști pe Miora Velcu. Înțelegi? Dar privirea ei, bunătatea ei, e omenoasă, este un om. Știi că mie îmi place cel mai mult să spun lucrul ăsta. Om. Este om. Și lumea asta vrea, s-a săturat de... Puneți o cameră pe mine, vă rog frumos, să vedeți cum mă... E jenată. E pudică. Cum pot să joc teatru eu? Nu sunt o fan dosită pe Mioara. Uitați-vă la ce om e. Și frumoasă. Da. Și cântă și bine. Da. Umilitor de bine cântă. Umilitor. Ea e Montserrat Caballé. Mira, în zilele astea e bine să jucăm și teatru uneori? Nu. Nu? Nu mă pune chestia asta să fac. Teatru joc, dar după aia mă dau un vileag. Știi când jocă? La masă, când nu vrea să mânce pui, că vrea nu știu ce. Noi, place atunci sunt sclifosită. Apropo da. De ce spuneai că... Ca și Irina, că da. Nu mănâncă ciriclie. Cum să nu mănânce? Mănâncă, trebuie să mănânce. Apropo de asta, eu, Dumnezeu să-l ierte pe bărbatul meu, de fiecare dată când îmi cumpăram câte ceva, spuneam că e mai puțin. Nu spuneam ce preț am, dar cât e dat mi-ară? A, dar de unde? Dar nu știi că am cumpărat-o de mult. Și era așa, pe urmă, dar ce preț ai dat? Da, puțin am dat. Și pe urmă mă dădeam eu de gol. Mă, dar asta a costat atât de mult. Deci nu știu să mint. Nu știu să mint. Sunt bune și minciunile câteodată, că te poate salva din anumite situații, dar nu-i felul meu. Adică trebuie și pentru asta trebuie să ai o școală, să știi să minți de adevărat, să crești asta, și da. La ora asta în România există universitate, să știi. Nu mai pot, să mă minți, mai înscriu. Să fii fals, să fii și alte lucruri cu jur. Dar ai observat că după pandemie suntem mai răi. Da. Nu suntem mai răi, suntem la fel. La fel? Totdeauna am fost așa. Nici atunci ne-am mai mascat, eram ocupat să mai ascundem puțin. Acum ce să mai ascunzi? Te dai în vileg.
cum ești sau să ești. Dar ce bine noi să fim sănătoase. Da, sigur că da. Să dea Dumnezeu toată lumea să fie sănătoasă, să fie bine. Păi eu știi de ca ce mă rog eu lui Dumnezeu? Ca toți dușmanii mei, dacă am că n-am cum să n-am. Nu. Ba da, toată lumea care mă iubește, în ghilimele, să fie sănătoasă și să mă vadă pe mine fericită. Dragi prieteni, înainte de a pleca Mirabela, pentru că trebuie să ajungă și în altă parte, vreau să, pentru că emisia asta se difuzează în Republica Moldova pe TV Cablu la ei, tot pe Favorit TV, să știți că noi, artiștii de aici din România, suntem alături de colegii noștri de la Filarmonica Sergei Lunchevici. Vorbea de Marian Mirabela. Am și dat un interviu pentru ei și am zis că noi, oricând, cel puțin, eu am vorbit în numele meu, dar sunt convinsă că și Paul ar face același lucru, vom fi alături de voi oricând doriți. S-a făcut un teledon realizat de Moldova 1, cred că, și am participat 1, da. Și noi. Probabil ați aflat, Filarmonica a ars aproape în totalitate. Încă nu știm exact cum s-a întâmplat lucrul acesta. Gravă e problema că această instituție de cultură superbă, cu acustică superbă, s-a ars cel puțin tot tavanul, care am înțeles că era din lemn. Pictura era foarte veche și pe lângă asta au ars și foarte multe instrumente. Instrumente, partituri, tot. Da. Suntem alături de voi, dragii noștri colegi, dragii noștri frați basarabeni, și vă iubim. Și oricând vom fi lângă voi, totdeauna, pentru că vă iubim foarte tare. Mirabela, Mioara. Să dăm cu cotul sau ne strângem în brațe? Hai așa un pic, nu ne pupăm. Două prietene, Mirabela Dauer și Mioara Velicu. Da, și când ne-o da drumul? Hai să vezi atunci. Te rog frumos să-mi dai pozele. Da. Care, astea? Da, alea sunt ale mele, să știi. Te rog, Mirabela. Mioara mi-a zis că dacă... Să le păstrezi, cu drag. Pardon. Valentina, îți mulțumesc frumos pentru poze. Și evantaiul tot al meu e, nu vi-l das. Evantaiul trebuie să-l iei, că e în ton cu ținuta. Așa. E perfectă. Minuțe. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Mirabela Dauer. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! La mulți ani! Mulțumim frumos, Mirabela! Mioara, te rog să iei loc lângă noi, pentru că următoarea invitată este Andreea Haisan, acest suflet de copil care, deși mămică, are un zâmbet special atunci când cântă, interpretează cu toată forța ei. Ce părere ai despre tânăra moldoveancă care deja e cunoscută în toată țara? Ce părere să am? Mă văd pe mine când eram de vârsta ei. Chiar dacă nu eram așa de frumoasă, pentru că n-am fost, dar o să fiu de acum. Are o voce frumoasă, costumul și respectă și are un drag de cântec, un drag de cântec are. Da, drag de România, da. Și mă bucur din suflet, pentru că sunt numai tineri aici și eu sunt extraordinar de mulțumită și de fericită, pentru că în momentul când ești alături de ei, trebuie să fii la fel ca ei. Să glumim, să râdem, să povestim ce avem de povestit. Eu mă simt de vârsta lor. Ei n-au cum să simtă de vârsta mea. Andreea. Cuvintele sunt înălțătoare pentru noi și v-am spus din spate că bucurie mai mare de a fi alături de dumneavoastră și onoare mai mare nu există. Iar în primul rând aș vrea să vă spun la mulți ani, să fiți sănătoasă, mulțumesc, fericită și împlinită. Mulțumesc. Și știu că sunteți fericită pentru că emanați fericirea dumneavoastră și către noi și știu că se și întoarce înapoi, pentru că noi vă iubim foarte mult și vă mulțumim și vă prețuim pentru ceea ce sunteți pentru noi. Și așa cum spunea puțin mai devreme doamna Mioara, într-adevăr, cumva ne-a spus să nu-i spunem doamna Mioara, să-i spunem mama Mioara, și asta cumva ne-a intrat în suflet, pentru că sunteți ca o mamă pentru noi și am zis, nu întotdeauna ți este dat ca un artist mare să vină lângă tine și să stea de vorbă cu tine și să se apropie atât de tare, așa cum face mama Mioara, și vă mulțumim din suflet pentru treaba asta. La mulți, la mulți ani. Ani! Paul, să știi că eu de fiecare dată când văd un spectacol făcut de acești tineri, unde sunt extraordinari, splendizi, frumuseți, costume și voci, nu mai spun, eu le dau telefon, pentru că mie îmi place să le spun că mi-a plăcut extraordinar de mult. Dumneavoastră, tu nu poți fi altfel, trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Tu le dai telefon, vorbești cu ei,
aseară ne-ai trimis mesaj, noapte bună. Sau... Păi cum să nu spun? Asta ești tu, mă. Tu așa ești formată. Așa ai fost crescută, pentru că contează cei 7 ani de acasă. Pe tine, tocmai de la Ireasca, că tu nu ești de oriunde. Ideea este în felul următor, că tu așa ai fost și mică, și în copilărie, te-ai maturizat frumos, ai cântat frumos pe dealurile satului din Ireasca, ai ajuns o mare artistă și nu te-ai schimbat și ai rămas la fel. Să știi că asta nu se întâmplă la oricine, în toate profesiile, nu vorbim doar de muzică. Dar tu ai rămas la fel, aceeași Mioara pe care noi o cunoșteam de când eram copii. Paul, să știi că contează extraordinar de mult ce ai și în jurul tău. Pentru că eu degeaba mă duc undeva și cânt frumos și îl vezi pe ăla că se uită așa sau nu știu. Sau dacă fac o atmosferă și ăla nu participă cu mine, nu sunt nimeni. Înțelegi? Deci eu nu sunt eu, dar în momentul când văd atmosferă frumoasă și tu știi foarte bine... Măi, fraților, hai să vă povestesc o treabă, dacă vreți o dați, dacă nu o tăiați. M-am dus la o petrecere undeva la Sinaia. Era un botez. Erau vreo 150 de oameni. Când noi cântăm pe scenă, doar știți, vedeți ce se întâmplă în jurul vostru, mai ales dacă sunteți într-un restaurant select. N-avem reflectoare pe față, putem vedea toată lumea cine dansează, cine nu, cine s-a opilit, cine mănâncă. Eu sunt atent la tot ce se întâmplă la o petrecere. Văd absolut tot și sunt omul detaliilor și probabil că chestia asta m-a caracterizat o viață. Văd ceea ce alții poate nu reușesc să vadă. Măi, și în stânga mea, o doamnă cu un tip, n-au dansat deloc, se uitau urât la mine, vorbeau ceva, cred că despre mine, pentru că aveam senzația că ceva nu le convine la mine. E normal că un artist nu poate fi iubit de toată lumea, nu? Dacă ar fi iubit, ar însemna să fie un Dumnezeu și nici Dumnezeu nu iubi de toată lumea. Domnule, am cântat cu o strângere de inimă pentru că eram sigur că oamenii ăștia pe mine nu mă plac. Și iară se uita urât, și iar se întorcea și mai zicea ceva. Domnule, uitam și textul, adică, bă, era o chestie și era culmea în fața mea acolo, în dreapta. Și mă tot întorceam și iar se uita urât și iar vorbea. Cântam două programe. În pauză m-am dus, am vorbit cu familia care m-a invitat și a spus, nu vă supărați. Doamna aia de acolo, din dreapta, cine-i? O, domnul Paul, e doamna doctor stomatolog. Și mi-a zis numele. A, zic, e doctor stomatolog. Dar nu cam senzația că ori nu mă place, ori n-a vrut să danseze, nu știu ce. Mă duc la al doilea program și după primul cântec spun. Cântecul următor vreau să-l dedic doamnei doctor stomatolog. Nu știu cum o cheamă, mă rog, nu mai ține cum o cheamă. Este un om special și nu știu ce. Dom'le, tot recitalul a dansat doamna doctor după aia. Deci, ce să învățați de aici, dumneavoastră? Că noi artiștii, uneori, ca dumneavoastră, avem probleme, greutăți, necazuri. Ieșim după ce tragem ușa după noi, noi trebuie să avem zâmbetul pe buze, pentru că ne cunosc oamenii. Și oamenii și așa sunt triși, abătuți și vai, cu probleme. Atunci măcar pe noi să ne vadă fericiți. Dar mai e normal un lucru, să nu te iubească toată lumea. Și atunci, pe cel care nu te iubește, Brădățan, pe cel care nu te iubește, când ții tu microfonul de faci live-uri pe Facebook, atunci trebuie să-l faci în așa fel încât să te aprecieze sau să măcar să te asculte. Nu? Dar nu e o vorbă. Urâtă-i femeia mută care nu joacă la nuntă și nu cântă. Și apoi așa să fie, măcar dacă e rost de veselie, să fim frumos, să fim fericiți și să transmitem fericire pentru cei ce ne ascultă, dar noi cu toată inima sperăm să ni se întoarcă și fericirea. Andreea, dar vreau să-ți mai spun un lucru. Totdeauna va fi o doamnă căreia nu-i plac sarmalele. Paul? Paul? Microfon, că nu te aud. Stați așa, nănașă, zui. După ce ne-a povestit Paul mai devreme, o dovadă reală că dragostea cu forța există. Dragostea cu forța. Paul, tu ai văzut-o vreodată pe Mioara nervoasă? Da. Da? Și cum reacționează? Știi cum reacționează? Cum? Moldovenește. Bine, mai zic un banc, mai zic hai, așa. Hai, zic un banc. Uite, Andreea se pregătește să cânte. Mai ai tu n-ai pățit să vezi unul care se uita chiorâș la tine? Ba da. Ba da, s-a întâmplat de fie... Dar să știi că eram așa de timorată,
pentru că nu știam, parcă nu mai veneau textele în minte când îl vedeam așa. Bă, ce-o avea, de ce-o fi așa, de ce-o fi așa? Și așa, apropo de ce ai zis tu, cum ai vorbit, eu mă duc lângă el. Știi? Mă duc și hai la joc cu mine. Și de rușine trebuie să vin. Da, găsim fel de fel de oameni, așa cum ai zis, nu trebuie să te placă toată lumea, dar dacă știi să-l scoți din starea lui, asta înseamnă că ești artist. Mioara, Mioara a zis mai devreme că mă vede când era dumneai așa de vârsta mea. Apoi știți cum le spuneam colegilor într-o parte? Măi, eu știu sigur că atunci când o să fiu de vârsta mamei Mioara, așa o să fiu și eu tot ca ea. Andreea, vreau să spun ceva, să știi că îmi făceam probleme că nu o să-i placă lui Paula, Nanie, la noi aici. Și că nu o să-i placă de mine. Și nu o să-i placă nici emisiunea. Nu cred, pentru că Paul știu că iubește foarte mult pe mama Mioara și întotdeauna compania și prezența atât de frumoasă este pe sufletul lui. Îi las să zică și el să aprobe. Eu vreau să spun atât, că în lumea asta, eu vorbesc doar în numele meu acum. Am fost apreciat de un număr de artiști mari, pe care îi stimam foarte mult și îi stimez în continuare. Dar doi oameni la care nu m-am așteptat mi-au arătat o dragoste enormă față de ceea ce făceam. Bineînțeles, una este doamna Mioara, care a fost o... Mama Mioara, da. Iertați-mă, mama Mioara. A fost o surpriză extraordinară după ce am realizat o emisiune specială, spun eu. Am primit telefon și văd pe telefon Mioara Velicu. Ce s-o fi întâmplat? Ce am făcut? Au început să tremure genunchii. Alo, da. Felicitări! A fost de... Pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Nu m-am așteptat și vă mulțumim din toată inima. Știți de ce? Pentru că sunteți atât de naturală și de drăgăstoasă cu noi. Eu n-am văzut-o niciodată supărată. Am văzut-o într-o situație în care am fost mai mulți, dacă vă aduceți aminte. O situație mai neplăcută. Situație, dar vreau să vă spun că a fost atât de... Toată lumea se certa pe acolo. Fai de mine. Doamne, eu nicio problemă, eu mă rezolv. Nicio problemă. Foarte calm, foarte cu tact. Și vreau să vă spun că în fața dumneavoastră, jos pălăria. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă tot a vorbit Paul de telefonul primit de la doamna mama Mioara, să nu zic greșit, și eu sunt onorată să am comentarii atât de frumoase la toate postările mele din partea unui om extraordinar, din toate punctele de vedere extraordinar și puțini, și mi-asum ce spun acum, puțini din generația de aur sunt atât de natural cu noi și acum nu periem, nu facem nimic absolut. Și vreau să vă spun că într-un turneu în Spania, alături de mama Mioara, că e cu tehnologia la zi și cu tot, urmărea, bineînțeles, un serial și n-aveam semnal și atunci problema a fost foarte mare, că stăteam într-un beci, să zic așa, într-o cramă foarte frumoasă, unde eu stăteam cu telefonul să prind semnalul și să descarc serialele, pentru că zicea, ce fac, mamă, eu pe avion fără filmele mele? Plus alte povești, când doamna Mioara se uita la un film în chineză sau în ce era? În mongolă? În ce era? Și a zis, mamă, nu înțelegeam nimic, dar deduceam așa, mă uitam și la un moment dat îmi făceam eu în capul meu cam ce zice unul altuia. Foarte, este, doamna Mioara este delicioasă din toate punctele de vedere și am vorbit prea mult. Cine mai dorește, cine mai poftește? Brădățan, Alexandru, ce amintiri ai tu cu doamna Velicu? Multe, multe amintiri, dar oricum pentru noi este o mândrie că este moldoveancă de-a noastră și la doamna Mioara nu-i frumos doar cântecul, ci și sufletul, pentru că eu mi-aduc aminte și am mai spus-o, primul meu concurs a fost împreună cu doamna Mioara, cea care mi-a fost alături și care m-a susținut și într-adevăr este un om pe care îl apreciem și pe care îl iubim nespus de mult. Și spune că ai luat trofeu atunci. Da, așa este. Și să vă spun un secret. De ce spunea Andreea că vrea să fie ca dumneavoastră când o să fie bunică? Vreau să vă spun, dragi telespectatori, că noi am avut un turneu în Londra, iar doamna Mioara și-a adus nepoțica cu ea și a făcut o surpriză. I-a adus pe toți de ziua nepoatei, pe toți prietenii ei din România în Londra. Nepoata s-a trezit cu toți prietenii ei în restaurant. Așa, bunică, să tot ai! Georgiana, tu ce poți să ne spui? Da, am avut onoarea să o întâlnesc pe doamna Mioara Velicu la un spectacol în care o accelerat, să spun așa, mulțimea numai cum știe dumneai să facă și țin minte că i-am dat un buchet de flori și un desen, iar cele ce au urmat după aceste momente au venit cu o binecuvântare pentru mine. Bravo!
Câți ani ai tu, Georgiana? Am 12 ani. 12 ani și eu cred că ție ți s-a dat o șansă extraordinară faptul de a cânta cu Mioara lângă tine. Da, așa este și pe această cale vreau să îi mulțumesc pentru că mi-a îndeplinit un mare vis. Nici n-am îndrăsnit să mă gândesc că aș putea să cânt alături de dumneiei. Și eu, Paul, pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Onuț Adrian, care a făcut posibilă prezența acestor tineri minunați pe care mi-am dorit atât eu cât și Paul în cadrul emisiunii noastre. Ca aplauze pentru domnul Mioara Velicu. Onuții, vreau să vă spun că se tot vorbește de legătura asta dintre generații, că mari artiști uneori sunt invidioși și nu dau șanse spre afirmare pentru tânăra generație. Sunt niște vorbe care cred că chiar nu și-au rostul. Noi în emisiunea asta facem. Am adus o mare artistă care, culmea, dă șansă în cadrul emisiunii ei să cânte atâția artiști tineri și talentați. Nu poți să-ți dai seama ce mândră mă simt, pentru că toți sunt buni, pentru că toți au suflete frumoase, așa cum ai spus tu, Paul, și când mă găsesc cu ei în spectacol, nu poate să fie decât un show extraordinar. Apropo de ce spuneai că dau telefoane, poate că unii colegi de-ai mei se supără când eu dau telefon. Mă, ce faci? Cum ești? Ești bine? Ce s-a întâmplat cu tine? Unde ești? Dar cel puțin în pandemia asta. Nu știu, poate că o fi zis că eu nu am treabă, dar eu am treabă, într-adevăr, dar îmi face deosebită plăcere să știu cum se simt colegii mei, mai ales în situația asta. Și cred că un cuvânt spus de la cineva, de la voi spre mine, de la mine spre voi, cred că este extraordinar de frumos. Da. Și apoi lui Paul, cred că zice așa, Paul, iar mă sună asta, iar îmi scrie asta. Unii îl sună prea mult, alții deloc. Ce, dar și de aici pornește invidia, pentru că mai mult îl sună pe Gelu Voicu decât pe mine și atunci mă enervez. Dragi prieteni, Mioara e un om special, rămâne un om special și așa va fi întotdeauna. Aplauze pentru Mioara Velicu, doamnelor și domnilor. Vreau să vă mărturisesc că după o rundă bună de muzică bună, mai avem doi invitați speciali în această emisiune. Nu știu dacă Mioara știe despre cine e vorba. Nu, de asta m-am retras, că nu știu, am crezut că vorbești tu. Dar, Mioară, trebuie să-ți spun că noi avem niște parteneri în realizarea acestei emisiuni. Te rog, spune. Vreau să mulțumesc pe această cale Societății Comerciale Romva Companii și în mod special doamnei director general Viorica Chiurciu, Farmacia Inimii Catena. Florile ne-au fost asigurate de către doamna Carmen Ioniță. Și încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Onuții Adrian. Și mulțumim frumos Societății Ardu Dan. E vorba de familia Păcurar și mobila Ardu Dana, o afacere cu capital 100% românesc, cu o mobilă făcută superb în nordul țării. Sunt oameni remarcabili care sunt alături de noi de 2 ani de zile și le mulțumim. Dar și doamnei Marinela Adam, care, credeți-mă, că în ediția specială de astăzi dedicată Mioarei Velicu a făcut un tort superb. La final o să și cântăm la mulți ani pentru ea. Mulțumim cofetăriei Claus. Paul, te rog frumos să-mi permiți ca să fac și reclamă. Te rog să vezi cum mă așez eu, să mă filmeze, da? Superb, superb! Superb, Ardu Dana, Ardu Dana! Bravo, Mioara, cum te simți în acest divan? Foarte bine, dar mi-ar sta bine cu el acasă. La serialele la care te urci, vezi foarte des asemenea divanuri, nu? Da, păi sigur. Bravo, bravo, felicitări și sperăm cât de curând să-mi schimb și eu mobila în casă și să am așa ceva. Pentru că roșu îmi place, pentru că să nu zic cuvântul ăla, știi? E ca așa extraordinar, îți dă o bucurie și un drag de a fi tot timpul pe această canapea. Îți dai seama cum mi-ar sta mie să stau toată ziua? Roșu îți place, mov îți place, galben îți place? Toate culorile îmi plac, dar movul că-s moldoveancă. Doamnelor și domnilor, următorii invitați ai Mioarei Velicu sunt doi artiști remarcabili. Aplauze pentru doamna Maria Ghinea și Paul Stângă! Eu am venit cu muzica mea.
Păi cine l-are în dreapta pe Paul stângă, draga mea... Totul merge bine. Da, florile sunt pentru florile tine sunt din partea Mariei. Cea mai Maria. Mare floare. Mulțumesc, Maria. Vă iubesc, mulțumesc, vă prețuiesc. Și pentru prețuiesc. Mine este o onoare că astăzi, la zi de sărbătoare, sunt într-o seară de poveste. Să fii sănătoasă și mă bucur de fiecare dată când te văd în emisiuni, știu ce voce frumoasă ai, ce cântece frumoase ai și sper că nu în seara asta am cânt cântecul meu, bineînțeles, da? Ca dar de ziua dumneavoastră, așa? Dragostea e o floare rară, așa, din tot sufletul. Paul, câteva cuvinte pentru Mioara Velicu, știu că o iubești foarte mult. Da, noi am colaborat la mai multe, așa, piese, am fost și la niște, da, evenimente împreună. De asemenea vreau să spun, să trăiești mulți ani. Mulțumesc, să fii, Paul, tot la fel așa cum ești, cu suflet bun și plină de viață. Mulțumesc. Mă bucur că m-ai invitat să fiu alături de tine și de această familie minunată. Îți mulțumesc și ție, Fuego, prietenul meu drag, Paul, și tuturor celor care sunt aici în regie și, da, doamnei care m-a invitat, mulțumim, cu mare plăcere. Da. Am venit să cânt ceva și poate cântăm și ceva împreună, să vedem, că știu că... Și n-ai spus de la început, asta îmi place și el mai mult. Da. Încă o dată, la mulți ani, multă, mulțumesc, sănătate, Paul, și multă fericire și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Thank you.
Șarpelui și pasul gândacului vâjăitul vântului pulberea pământului moi. Că furnica de-i furnică la trup mare, la cap mic, ea umblă sub pământ și să ține de cuvânt, și să ține de cuvântul. Și-am zis verde de negară, de la moară până la gară, leana mea. Of, of, toate care le coboară, leana mea. Toate care le coboară, leana mea. Numai carul Mărin, încărcat cu rosmarin, leana mea. Of, of, și în vârful carului, leana mea. Stămărin cu draga lui, leana mea. Pe valeța, ț-o pe vale, pe valeța, ț-o pe vale, a făcut mazărea floare, a făcut mazărea floare și fasolea păstăioare. Și fasolea păstăioare. Hora mea-i moldovinească, măi, și de-o știi s-o pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i hora pe la noi, măi. Și-ai de re de re de da. Hora mea-i moldovinească, măi, și de-o știi s-o pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, că așa-i hora pe la noi, măi. Și-ai de re de re de da. Și foii verdi, păpușoi, o, ia să ne împărțim și noi, mă! O,
mai stânga, unul, dreapta, doi. Păi că așa-i horăbil la noi, băi, om, șa-șa, șa-șa. Bravo, Mioara Velicu și Paul Stângă. Cum? Și corul Madrigal, vă rog. Sunteți minunați, da. Eu împreună cu Paul Stângă, da. Sunt mai mulți Paul aici, da. De Paul așa, trei, cu Paul Stângă, cu băieții ăștia tineri, eu aș putea muta munții din loc, toate nunțele aș vrea să le cânt eu cu Paul, nu-ți mai dau voie ție să mai... așa, și vreau să le mulțumesc frumos și ansamblului Baladele Delte, pentru că băieții sunt extraordinari, domnul Coman, să vă dea Dumnezeu sănătate, am cântat de atâtea ori cu dumneavoastră, și a fost extraordinar. Vorbește, Paul. Aș vrea să o ascultăm acum pe tânăra noastră, pe Georgiana Onuții. Ce înseamnă doamna Mioara Velicu pentru tine, Georgiana? Pentru mine, doamna Mioara Velicu m-a învățat multe lucruri. Aș dori să-i ofer și acest buchet de flori, o floare pentru o floare, doamna Mioara. Vă iubesc și vă respect tot timpul, până la finalul vieții mele. Vă mulțumesc pentru că m-ați învățat să fiu eu, să respect lumea și să fiu modestă, așa cum sunteți dumneavoastră, de o modestie rară. Georgiana, când ne inviți la emisiunea ta, pe mine, pe Paul, pe doamna Mioara? Tu realizezi o emisiune? Spune-le repede. Da, eu realizez o emisiune. Pe această cale vreau să le mulțumesc organizatorilor. Prima emisiune realizată a fost despre ciobănie. Am prezentat viața ciobanilor pe vreme rea și pe vreme bună. N-a fost prima emisiune cu Mioara Velicu? Nu. Bun, să te aplaudăm. A doua. Dragi telespectatori, nu am rezistat tentației. Uitați-vă ce produse ne-a adus aici Georgiana. Georgiana, Alexandru, spune-ne tu mai multe. Sunt preparate din zona Bucovinei. Bucovina nu este bogată doar în cântec, în port și în oameni frumoși și în bucate pe alese. Nu-i așa, Georgiana? Da, așa este, dar este și o îndeletnicire grea, deoarece afumatul trebuie făcut cu atenție, deoarece dacă fumul este rece, peștele va ieși crud. Și dacă este cald și tare, peștele se va sfârma. Așa este, avem aici cobza de păstrăv, care este reprezentativă pentru Bucovina noastră. Un produs pe care orice oaspete sau orice om care ne calcă pragul în Bucovina neapărat trebuie să plece acasă cu o cobză, care dacă o mănânci, îți dă curaj să și cânți. Plus că avem aici băuturile noastre reprezentative din fructele Bucovinei, afinată, fragată și multe altele. Și eu acum vă propun ceva, dragilor. Haideți să-i spunem împreună la mulți ani Mioara Velicu. Îi spunem? Sigur, la mulți ani, mama Mioara! La mulți ani! La mulți ani, Mioara Velicu! Mulțumesc! Îți mulțumim pentru faptul că astăzi ne-ai înfrumusețat ziua, să zic așa. Te rog un mesaj pentru telespectatorii care te urmăresc de atâția ani. Eu vă mulțumesc din suflet pentru această emisiune frumoasă, pentru că eu, așa cum am spus, mai am de trăit, pentru că buletinul meu expiră în 2077, deci mai ai zile de făcut să mi le faci mie, Paul. Așa. Mulți ani. Așa. Paul. Astăzi am împlinit 76 de ani, sunt bucuroasă, sunt fericită și sunt foarte, foarte fericită din cauza că publicul mă iubește și trebuie de fiecare dată să-l respect, să dau tot ce-i mai bun și nou în continuare ca să pot fi acolo la loc de cinste. Ai și un cadou din partea emisiunii noastre și sper să-ți placă. Amintiri de la familia favorit. Da. Sunt cele mai frumoase fotografii ale Mioarei Velicu. Vai, ce frumos! Din emisiunea noastră. Bravo, familia favorit! Mulțumim! Mama Mioara să trăiască, mama Mioara să trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
mulți ani pentru Mioara Vericu. Să fie sănătoasă și fericită. Noi ne revedem săptămâna viitoare, duminică, tot aici, la Favorit TV, la ora 20. Mulțumim. Mulțumim tuturor, mulțumim și invitațiilor noștri, Paul. Vreau să le mulțumesc. Îi luăm la rând, Andreea Haisan, aplauze, Alexandru Brădățan, doamna Maria Ghine, aplauze pentru ea, Mioara Vericu, sărbătorita noastră, Paul Stângă. Paul Stângă, cel mai mare instrumentist. Oana Tomoiagă. Oana Tomoiagă din Maramureșul istoric. Paul Ananie. Paul Ananie de pe Catwalk. Și Georgiana Onuți, dar nu în ultimul rând, Georgiana. Vreau să mulțumesc ansamblului nostru prezent, Ansamblul Folclorii Baladele Deltei. Și vreau să mulțumesc, vreau să-i mulțumesc domnului manager Ștefan Coman. Și în mod special, Mioare Vericu. Aplauze pentru Mioara!